Din nefericire, o pace în Gaza se mai amână, pentru că Hamas nu a acceptat condițiile Israelului, iar Israelul nu acceptă condițiile Hamas. Israelul consideră că dacă nu evacuează o zonă întreagă din sudul peninsulei, peninsulei fâșiei Gaza, dacă nu evacuează populația, nu poate să uh, nimicească formațiunile Hamas. Uh, astfel încât acolo lucrurile se amână. Din coace, în Ucraina, uh, lucrurile se agravează, sunt escaladate, Putin anunță uh, manevre uh, cu armament atomic la granița cu Ucraina, care răspuns, spune el, la provocările uh, din partea Uniunii uh, Europene și NATO.